Salutare tuturor, numele meu este Paul și bine ați venit la un nou clip. Astăzi vreau să discutăm despre o chestie pe care am auzit-o foarte des în comunitatea asta a IT-ului, nu doar din România, ci și din afară. Care limbaj e cel mai bun, domnule? Ce limbaj să învăț? Ce trebuie să știu? Ei bine, dacă ai și tu întrebările astea, află că nu-ți pui întrebările potrivite. De ce? Pentru că încă de la început pot să zic că nu există un limbaj perfect. Nu există limbajul ăla care să le facă pe toate și pe care să-l alegi indiferent de situația în care vrei să dezvolți ceva. Și fix aici am primit și răspunsul întrebării. Cum alegem un limbaj sau care este limbajul perfect? Limbajul perfect este cel mai bun limbaj pe care tu îl poți folosi în situația în care te afli. O să dau exemplul platformei nuezit.ro. Ea este construită pe Laravel, care este un framework de PHP. Deci, practic, e construită pe PHP. Acum, de ce am ales PHP? De ce nu am ales .NET? De ce n-am ales Java? De ce n-am ales Python? De ce n-am ales JavaScript? Da? De ce n-am ales, mă rog, Node.js? De ce n-am ales alte limbaje sau alte framework-uri și am ales să fac toată chestia asta pe PHP și Laravel? Pe lângă motivul evident că deja știam Laravel și lucram cu el și eram interesat de PHP și Laravel și așa mai departe, vine următorul fapt. Pentru nuezit.ro aveam nevoie de un hosting, da? De o companie care să-mi găzduiască fișierele fără să plătesc foarte mulți bani pentru chestia asta, da? Pentru că nuezit.ro de pe acum reușește să scoată niște profituri infime de genul $6, $8, chestii de genul ăsta, sume extrem de mici, da? Și pentru a plăti toate cheltuielile pe care le am eu cu nuezit.ro, care sunt destul de mari, ținând cont că nu câștig nimic, a trebuit să găsesc hosting de calitate și ieftin. Și dacă vrei să faci chestia asta în România, trebuie să mergi pe PHP. De ce pe PHP? Pentru că toate hosturile, nu doar din România, ci și din afară, suportă PHP. Eu până în prezent nu am găsit nici măcar o companie de hosting care e serioasă, chiar și unele mai puțin serioase, care să nu suporte PHP. Efectiv, PHP-ul este peste tot. Chestia asta s-a întâmplat, evident, pentru că WordPress este scris în PHP. Da, WordPress este peste tot, deci PHP-ul este peste tot. Acum să zicem că aș fi făcut site-ul ăsta, da, nuezit.ro, era creat în asp.net. Ei bine, eu în România personal nu știu nicio firmă care să ofere soluții de hosting asp.net ieftine sau să ofere soluții de hosting pentru chestia asta. Da, îți poți lua un server dedicat sau un server privat, un VPS și să-ți instalezi tu acolo toate chestiile și să le manageriezi și așa mai departe. Dar problema e că chestiile astea costă. Nu sunt la fel de ieftine și nu sunt la fel de ieftin de întreținut, pentru că trebuie să ai mai multe cunoștințe, trebuie să te implici mai mult, o să investești mai mult timp și așa mai departe. Da, ai mai multă flexibilitate pe total, dar uneori flexibilitatea asta nu este bună pentru că vine la pachet cu mai multă muncă pentru tine. Da? Deci în situația asta, după câte vedeați, cea mai bună soluție a mea a fost să creez site-ul ăsta cu PHP și Laravel, pentru că era ieftin să-l hostez, găseam peste tot hosting, era ușor pentru mine să-l creez, pentru că deja cunoșteam limbajul și cunoșteam framework-ul și așa mai departe. Mai mult de atât, PHP este un limbaj suficient de potent pentru ce avem eu nevoie, da? E super ok, e făcut pentru ce l-am folosit eu, da? Nu am încercat să-l folosesc pentru o chestie pentru care PHP-ul nu este folosit, da? Și drept dovadă, site-ul nuezit.ro se mișcă, după părerea mea, suficient de bine. Știu că este loc și de mai mult improvement, dar aici e nevoie de involvementul meu, adică să lucrez mai mult pe el și să-l fac tot mai optimizat și să meargă tot mai bine. Acum, după câte vedeți, în spatele deciziei de a face nuezit.ro pe PHP au existat unele raționamente pe care vi le-am prezentat. În situația mea, cel mai bun limbaj pe care l-am putut alege a fost PHP. Totodată, dacă aș fi vrut să fac un joc, da, voiam să fac un joc. Sunt sigur că poți să găsești niște workaround-uri, să faci un mini joculeț foarte basic și în PHP. Chiar dacă nu are nicio treabă PHP-ul cu game development-ul. Sunt sigur că pot fi niște workaround-uri făcute. Pentru că, până la urmă, în PHP tu poți să-ți scrii propriile tale module, da? Poți să scrii modulele tale în C sau nu știu ce limbaj să scriu și le adaugi la PHP. Deci, teoretic, cred că ai putea să faci un joc în PHP, dar faci chestia asta? Ei bine, nu faci chestia asta. Probabil o să-l faci în C++, pentru că e un limbaj mult mai ok pentru game development, sau poate, nu știu, C-Sharp, Unity și așa mai departe. Deci nu o să folosești PHP. Dacă vrei să faci game development sau dacă nuezit.ro era un proiect de game development, PHP era cea mai proastă alegere, chiar dacă acum a fost cea mai bună alegere pentru mine. Totodată, dacă aș fi zis, hai să fac site-ul ăsta în C++, ar fi fost cea mai proastă alegere. Vă asigur că dacă ai cunoștințele necesare, poți să faci site-ul nuezit.ro să funcționeze și cu C++. Îl faci să meargă. Va merge incredibil, cum vreți voi. Dar va fi foarte mult de muncă
în a construi uneltele pentru a construi site-ul. Adică, dacă PHP venea deja cu tot toolset-ul de ciocănele, cuie și așa mai departe, dacă aș fi folosit C++, ar fi trebuit să-mi fac cuiele, să-mi fac ciocănelul și toate chestiile de care aveam nevoie pentru a face site-ul. Evident, nu vrei să faci chestia asta. C++ nu era o soluție bună pentru mine, PHP a fost. Dacă aș fi făcut un joc, C++ era o soluție bună, PHP nu era. Apoi, framework-uri de JavaScript. La momentul actual, în spatele lui nu e zi.ro, nu se află niciun framework de JavaScript. De ce? Pentru că eu nu mă pricep la framework-uri de JavaScript. 1. Și 2. Pentru un site atât de simplu, nu mi se pare că era neapărat necesar să folosești un framework, da? Dacă ai un site mai complex, pe de altă parte, care știi că va evolua extrem de mult, da? Deci dacă Google face un site mâine, sunt sigur că va folosi un framework, pentru că site-urile alea vor scala foarte mult, vor crește foarte mult și e nevoie de foarte multă flexibilitate. La mine nu a fost neapărat nevoie de chestia asta și m-am descurcat foarte ok cu niște JavaScript, cu poate câteva librării de JavaScript și cu HTML, CSS, cu Blade și așa mai departe. Deci a fost are suficient ce aveam deja din Laravel. Nu a fost nevoie să învăț mai mult pentru proiectul ăsta cel puțin. Da? Deci sunt unele situații în care un framework de JavaScript e absolut imperativ, ai nevoie de el și sunt situații, cum a fost la mine, de exemplu, în care site-ul merge foarte ok și mă descurc foarte ok să lucrez cu el și fără librăria respectivă. Asta e de fapt chestia pe care lumea nu o înțelege. Toate limbajele sunt bune, toate limbajele sunt incredibile, nu e niciun limbaj mai bun sau mai prost ca altul, pentru că nu le poți compara. Chestiile pe care le-am făcut eu cu Python și crawlere mi era foarte greu să le fac cu PHP. Pentru că Python are librării pentru chestiile astea și e gândit să meargă în direcția asta. Pe de altă parte, chestiile pe care le-am făcut eu cu PHP poate nu mi-ar fi fost la fel de simplu să le fac cu Python, pentru că nu cunosc limbajul sau pentru că el funcționează diferit și așa mai departe. Acum nu știu dacă limbajele lese de mine aici sunt neapărat diametral opuse, pentru că, de exemplu, Python e general purpose, adică sunt unele chestii care, na, poți să faci, puteam să fac nezi.ro și în Python cu Django, de exemplu, și ar fi ieșit ceva extrem de asemănător, foarte probabil. Dar ideea e că tu trebuie să folosești limbajul sau să înveți limbajul special pentru proiectul pe care vrei să-l faci. Acum mai este o chestie. Foarte multă lume apelează la acest overkill. Adică, o să fac toate site-urile, să mă toate proiectele mele în C++ pentru că C++ e cel mai rapid. În primul rând, C++ nu e cel mai rapid dacă nu știi să-l folosești, da? Dacă tu ar scrii programe, nu o să obții cele mai rapide programe în C++. Sau nu o să obții diferențe între C++ și C-Sharp și PHP dacă afișezi niște chestii pe ecran. Da, aici e vorba de niște programe foarte specializate, de niște programatori care știu ce fac și așa mai departe. Deci asta e o altă chestie pe care am văzut-o. Foarte multă lume zice, hai să folosim limbajul X, că ăla e cel mai optimizat, că ăla e cel mai rapid. Nu e adevărat, trebuie să folosești un limbaj suficient de optimizat pentru nevoile tale. De exemplu, dacă tu vrei să bați un cui în perete, să îți așezi un tablou, o să chemi o echipă întreagă de construcții să-ți aducă ceva mașinărie foarte mare cu care bați, nu știu, 5.000 de cuie pe minut. Nu o să aduci chestia industrială, pentru că nu mai ai nevoie de ea. E suficient să ai un ciocan și să bați cuiul ăla, va fi exact la fel, nu va fi nicio diferență. Fix așa e și cu limbajele. Nu mai ai de ce să folosești un limbaj wow, pentru că chestia e foarte simplă. Și mai mult de atât, e contraindicat. De ce? Pentru că dacă ai un limbaj foarte optimizat, să zicem că e foarte optimizat și merge foarte repede și așa mai departe, de cele mai multe ori, limbajele alea necesită foarte mult cod. Adică pentru a bate cuiul ăla în perete trebuie să suni o echipă, să vină lumea, să vină cu scule, să urce scările, să dai toată mobila din cameră pentru că sculele alea sunt foarte mari și așa mai departe, în loc să folosești un tool mult mai ușor de folosit, gen un ciocan și să-ți faci treaba. Cam asta e analogia care se întâmplă, sau mă rog, care are vreo legătură și cu lumea asta a programării. Deci, recapitulăm. Folosește tool-urile de care ai nevoie sau care se pretează pe jobul pe care vrei să-l faci. Nu încerca să adaugi mai multe chestii decât ai nevoie. Fii conștient că am nevoie de X, Y, Z. Nu încerca să folosești altceva doar pentru că o companie de nu știu câte milioane de dolari folosește acel ceva. Iar dacă discutăm despre joburi, că vrei să te angajezi și așa mai departe, nu te uita că zice unul, bă, învață ăla că găsești de muncă, învață ăla că găsești de muncă. Învață ce îți place ție, dar totodată ține minte și de nevoile regiunii în care te afli tu. Adică dacă în zona ta sunt foarte multe joburi PHP și ție îți place PHP-ul, e ok. Dacă ție îți place Fortran, de exemplu, și nu sunt joburi de Fortran în zona ta, nu știu cât de mult vei avea de lucru, deci îți găsești un echilibru între chestiile astea. Dar cam atât a fost și pentru acest video, nu uitați să dați un like, un subscribe, un share și un coment și să aprindeți clopoțelul, intrați și pe noezi.ro și să faceți un cont gratis pentru a vedea cursuri și de asemenea dacă vreți să găsiți un loc de muncă, noezi.ro vă oferă mii și mii de locuri de muncă pe care le găsiți la un click distanță. Cam atât, pa, pa!